Bună ziua, stimați colegi, bine ați venit la ședința de guvern. Câteva cuvinte cât se află și reprezentanții mass media. În primul rând, vreau să vă rog pe toți să continuăm toate proiectele importante de dezvoltare economică, socială, de consolidare. Sunt multe lucruri pe care partenerii noștri internaționali au apreciat ca fiind realizate și vă rog să nu citiți titluri din presă, să citiți exact fiecare analiză celor de la Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. În 2014, produsul intern brut a revenit la nivelul anterior crizei. Deci, practic, am închis și noi 5 ani de deșert, ca să spun așa, și ne-am întors deasupra anului 2008, iar momentul de creștere se consolidează. Consumul privat și exporturile puternice au susținut relansarea economică. Important este ca prin toate măsurile pe care le adoptăm în continuare să păstrăm această direcție și codul fiscal și creșterea absorției de fonduri europene și îndepărtarea tuturor barierelor birocratice ne ajută în acest sens. Vreau să spun încă o dată public și în ședința de guvern. Avem acord cu instituțiile internaționale. Vreau să-l finalizăm cu bine. Nu am semnat ieri scrisoarea de intenție pe două lucruri pe care trebuie să le negociem mai bine și să le gândim în interesul celor care ne-au ales și ne-au trimis aici, la guvernare. În primul rând, prețul gazelor la consumatorii casnici și din nou vă citesc din poziția oficială a partenerilor internaționali de reglementarea pieței gazelor și electricității pentru consumatori industriali reprezintă o realizare majoră. Adică am reușit și 90% din piață, tot ce este consumator necasnic, este pe o piață liberă. La consumatorii casnici vreau să fim siguri, pe de o parte, că este necesar să mărim prețurile în condițiile în care prețurile mondiale la energie au scăzut și, în al doilea rând, că sunt suportabile, pentru că altfel în noiembrie-decembrie o să ne trezim că și oamenii și ceturile nu pot să-și plătească facturile. Și atunci ce am făcut? Luăm dintr-un buzunar și punem în celălalt. Mi se pare o greșeală. Al doilea lucru, și aici domnul ministru Gerea are sarcina cea mai grea, eu cred și o să cred cât o să fiu și prim-ministru și în politică, că România are nevoie de energie electrică produsă pe cărbune. Povestea asta cu să închidem minele și centralele pe cărbune, e o poveste veche. Cred că de prin anii 96-97 tot trebuie să închidem. Ori eu zic că nu trebuie să închidem. Eu zic că trebuie să avem energie și hidro, și nuclear, și regenerabile, și cărbune, dar cu restructurările și cu eficientizarea și cu investițiile în mediu necesare. Și domnul ministru Gerea, până în aprilie, vine cu propunerile concrete în această direcție. Puteți, domnul ministru? Sigur, asta a fost propunerea care am făcut-o delegației, fondului și comisiei, de a nu se lua nicio măsură în acest moment până nu se definitivează o analiză care trebuie să răspundă unor cerințe evidente din partea acestui domeniu. Și ne-am înțeles că avem la dispoziție o lună în care noi să putem propune un plan viabil. Totodată, trebuie să menționez ieri la întâlnirea care am avut-o la Sofia, sigur, pe temele regionale ale rețelei de gaze, coridorul vertical și așa mai departe, am discutat cu vicepreședintele Șefcovici și cu comisarul Caniete despre această problematică a acestui raliu de închidere a tuturor facilităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune. Și în contextul actual, în care, din punctul nostru de vedere, securitatea energetică este pe primul plan, și domniile lor au fost de acord că poate că ar trebui să se refacă o nouă gândire la nivelul Uniunii Europene cu privire la aceste facilități de producție. Deci, în primul rând, ar trebui să ne concentrăm pe securitatea energetică. Bine. Și să facem cele două companii să le facem mai eficiente și să treacă înapoi și CEO Oltenia pe profit, iar CNH-ul să reducă pierderile într-un program substanțial. De asemenea, astăzi avem în ședința de guvern alocările pentru programul Prima Mașină. Le avem, domnul ministru? Le avem, sunt 350 de milioane, până acum s-au înscris 10 bănci, urmează să
permitem până pe 2 martie să înscrie și alți finanțatori. Eu cred că și programul Prima Casă a fost și este de succes și e bine că îl continuăm, și programul Prima Mașină, și vreau să vă rog să verificăm dacă ceea ce am pus noi în ordonanță se și aplică, în sensul în care și românii din afara granițelor țării pot să aplice la cele două programe în momentul în care vin acasă. Am verificat și de anul trecut deja a fost aplicat. Bine, atunci poate anunțăm mai mult, să știe lumea din afară, că atunci când se întorc pot să acceseze și programul Prima Casă și Prima Mașină. Ultimul lucru și trecem la treabă, vreau să o să merg la Washington pentru a avea întâlniri și cu secretarul de stat al comerțului și cu alți reprezentanți ai mediului de afaceri pe dimensiunea economică a parteneriatului strategic România-Statele Unite ale Americii. Și o spun de fiecare dată, la relații excelente politice și militare, trebuie să avem relații mai bune și economice. Vreau să vă rog pe toți cei care aveți atribuții, economie, energie, să vă continuăm să înlăturăm bariere administrative și birocratice, așa cum am făcut pentru piața de capital, cum am făcut pentru investițiile în energie. Vreau să arătăm că suntem o țară în care merită să investești, nu doar pentru că suntem parteneri strategici ai Statelor Unite ale Americii, ci și pentru că avem o legislație și un sistem care sprijină investițiile americane. Mulțumesc celor de la presă.